Bună tuturor! Astăzi o să fac un unboxing Avon și un unboxing AliExpress, deoarece mi-a venit câte un colet de pe AliExpress și mi-a venit un colețel de la Avon. N-am comandă foarte mare, deoarece m-am cam lăsat de Avon. Nu mă mai ocup așa de mult, nu prea mă mai interesează, dar o să vă arăt ce am în colețel. Bun, haideți să vedem ce am pe AliExpress. Vă rog frumos să-mi omiteți unghiile, mi s-a luat vopseaua de pe ele, dar nu mai aveam răbdare să-mi fac unghiile, pentru că eram nerăbdătoare să văd ce e aici. De cât am tăiat cutia, dar nu m-am uitat înăuntru, am zis să rezist. Ok, aici am niște accesorii de păr. Grafe din acelea de păr, le-am luat de pe AliExpress, sunt mult mai ieftine decât la noi în țară și eu mai mi-am luat și sunt foarte mulțumită de ele și am mai luat pentru cununia civilă și pentru nuntă. Bun, haideți să vedem ce se are în coletul ăsta, am văzut întâi asta. Văd că aici era o mostră lipită, încă o mostră. De la parfumurile Attraction, dar se pare că sunt variante noi. Chiar sunt curioasă. Acesta l-am avut pe comandă, un parfum mare. Și am cumpărat eu un smartwatch pentru Oliviu. Așa. Aici avem cataloge. Ale campanie, este catalogul campaniei nouă și acestea catalogul campaniei 8. A, înseamnă că suntem în campania 7. E bine de știut. Eu nu mai știu în ce campanie suntem. Aici niște nebunii pliante. Nu mai are rost să vă mai arăt, deoarece știți ce nebunii ne pun ăștia de obicei în colet. Și cam asta a fost unboxing-ul, a fost un unboxing scurt. Dacă vreți, haideți totuși să vă arăt și să deschid un pic și cutia de smartwatch. Și așa arată smartwatch-ul, are țipla aceasta, de-aia e așa. Da, o să vă spun exact pe cele... Lăsați-mi în comentarii dacă vă interesează cum merge sau... Și o să vă spun, eu nu o să-l aprind pentru că este cadou și nu vreau să umblu eu la el. Bun, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o zi frumoasă și ne revedem în noi videouri.